vom vedea și echipa pe care o folosește Daniel Pancu în această seară. Iată-l pe Răzvan Sava în poartă, Toni Strata, Cristian Ignat, Gabriel Dănuleasa și Andrei Borza în linia defensivă. La mijloc, Cătălin Cârjean, Cătălin Vulturar și Constantin Grameni. Iar în atac, Iani Stoica, Luis Munteanu și Rareș Pop. Valius, el este cel care trimite în cele din urmă pe bara a doua, ocazie importantă pentru Finlanda. Aici vedem cât de aproape sau cât de departe a trecut mingea. Moment important în careul lui Răzvan Sava. De această dată cred că mingea va fi trimisă direct în careu. Da, vine centrarea, încearcă acolo să-l încurce Mitinen pe Sava. Și este din nou corner. Decizie foarte bună a lui Răzvan Sava de a boxa această minge. Era foarte periculos să încerce să o prindă. A fost o centrare șutată. Mingea este foarte udă. Și din nou trebuie să rezistăm și la această fază fixă. Din nou lovitură de cap și este gol de această dată. N-a mai rezistat. Este Mitinen, cel care reușește să deschidă scorul. Minutul 22, Finlanda conduce cu 1-0. Golul cu numărul 10 pentru reprezentativa de tineret a Finlandei, pentru acest Toni Mitinen. Golează în Norvegia, are 21 de ani și iată acum deschide scorul după o centrare excelentă a lui Kasper Terho. Aici vedem mai bine ce s-a întâmplat, pleacă lângă Vulturar, trimite această minge, dar nu cred că era neapărat omul lui. Urcă foarte bine Valius, centrarea lui Valius și Dănulea se respinge, vine acest șut, bară! Scăpăm la această fază. Șutul lui Hirilainen. Să fim foarte atenți să nu luăm gol acum înainte de pauză. 1-0 nu este un rezultat care să nu poată fi întors cu ușurință în repriza a doua. Am arătat că avem ocazii. Ne bazăm și pe discursul lui Daniel Pancu de la pauză. E clar, trebuie să arătăm altceva în repriza secundă. Vine acum cornerul, din nou pe bara a doua, foarte liber, minge respinsă de pe linia porții. Faza nu s-a terminat, este Markiev care trage peste poartă. Cât de liber putea să fie acolo Mitinen? Inexplicabil, nici el nu-și dă seama cum de nu a marcat. Iată centrarea lui Valius. Liber acolo Mitinen. Liber pe ploaie Mitinen. Nu înțeleg al cui era Mitinen. Aruncând de la margine. Fază bună aici și intervine foarte bine Răzvan Sava. A fost șutul lui Adam Markiev. Încă o dată, frumoasă pendularea și șutul pe jos. E foarte bună intervenția și la fel de grea. Da, șutare la scurt. Mai avem 20 de minute plus prelungiri. Din fericire, Finlanda va întâlni și Elveția și Muntenegru în următoarele partide. Te gândești la locul 2? Da, fac calculele pe care n-a vrut să le facă Daniel Pancu în acest moment, pentru că Finlanda ne conduce cu 1-0 și jocul nu prea ne dă speranțe pentru o revenire. Terho. Șansă bună pentru finlandezi. Lima tare, mingea pe stângul și este gol pentru Finlanda. 2-0. Se pare că am vorbit destul de devreme când am spus că jocul nu prea arată că am putea egala. Ba mai mult, Finlanda dublează avantajul. Minutul 71. Otso Limata este marcatorul. Este 2-0 pentru Finlanda și misiunea noastră aici devine din ce în ce mai grea. Deja nu ne mai gândim la 3 puncte. Iată, spuneam, foarte imprevizibil acest Limata, golgheterul Finlandei în aceste preliminari, cât de repede gândește. În curând se va auzi fluierul de final al arbitrului, iată-l. Finlanda under 21, România under 21, se termină 2-0, înfrângere aici în Finlanda. Nu am arătat mare lucru,
Meci în antiteză cu ceea ce am reușit contra Muntenegrului atunci când am reușit să învingem cu 1-0. Dintre remarcați, doar Luis Munteanu, care a încercat să se lupte cu defensiva finlandeză, dar a fost prea puțin. Da, ne rămân două partide, Muntenegru în deplasare și Elveția acasă.